O murit. Și de râs. Bă, cine Leni? Ia v șoc. Și să-i cu deștile astea. Rădești. Părgești pingvin. Salutare lumea, eu sunt Hugo și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să faci, noi am mai făcut vreodată ce secretele abonați sau dar l-am făcut cu tine? L-am făcut vreodată? Deci azi chiar e ceva special dacă l-am făcut. Wow, da, invitat special. Eu n-am zis că invitatul e special, am întâlnit că e special când am făcut citesc secretele abonați sau cu tine. Am trecut tot, tu ai să-l citești. Deci astăzi, după cum ai decis, o să facem ceva special. Un invitat special. Și anume o să facem citim secretele abonaților, cred că e partea a doua sau a treia, dar că e de data... Nu mă întrerup când vorbesc eu. Doar că de data asta o să le citească Sanda pe absolut toate din telefon. Eu nu sunt Sanda. De cum ești? Sunt Jobby. Asta se întâmplă când vă uitați la primul Outer Banks. Cât timp ai terminat, mă? Ești la sezonul 2, ești la sfârșitul sezonului 2. Nu, este episodul 9. A, până cât timp ai ajuns la sezonul 2, episodul 9? Alaltă ieri seara. Din două zile. Încă nu-s două. În Moldova există un termen pentru astfel de oameni, se numește zadrot. Știi și asta zadrot? Nu. Cred că o să știi de azi înainte. Deci astăzi facem citesc secretele abonați împreună cu sormea. Și înainte să începem acest vlog, nu uita să apăsați pe butonul de like, să lăsați un subscribe. Fiindcă 75% din voi nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube. Să știți că procentajul e puțin mai mare de 75, deja ai vreo 76-77. Mai ghine pentru tine. Cum e mai ghine? Mai mulți oameni nu uită și nu se abonează. Adică se uită, dar nu se abonează. Deci apăsați pe butonul de like, lăsați subscribe. Fiindcă 77. Gata. Eu am intrat pe story, dau telefonul lui Sanda, uite-ți, dau deci, uite, în două ore, uite cât e, cât secret. Tu le alegi care vrei pe cei le citești. Patrick Gâna. Nu trebuie să zici numele. Te rog frumos să începi. Te înveți la citi? Dică, nu știu ce să aleg. Am avut treile... Am avut trei relații de care părinții nici acum nu au aflat. Asta e cel mai interesant și eu acolo. Nu știu. Te iubesc. Wow! Un băiat de pe Insta se dă la mine. Nu prea am secrete. Sanda, tu din tăti care vede acolo, le duci trei care sunt cele mai neinteresante. Iubitul celei mai bune prietene ale mele e cu mine împreună. Mama! Poți să vezi Sanda citească? Citească! Sanda îți învață să citi, Sanda nu știe ce citi. Când bunica spune chestii urâte despre mine, eu o înjur în engleză. Ea crede că repet la ceva. Băi, poți depui o leac mai mult efort că le citești mai interesant, faci pauză. Progrești ca un robot. Am dat un test la istorie, la care am luat 4 și le-am spus părinților că am luat de fapt 8. Tu tot ai făcut de astea? Ai vreodată care e o notă mai mare decât aveai de fapt? Nu. Am fugit de acasă pentru că mă vedea cu foc. Mă vedea cu fostul meu și m-a sărutat. Ai fugit de acasă? Stai aleac. Că o fugit de acasă, că o văzut-o pe fostul ei, cum s-a sărutat cu dânsa. Da? I-am stricat telefonul mamei și ea nu știa că trebuia să ies în oraș cu prietena și mi-am schimbat telefonul. M-a certat puțin, n-am înțeles. Înțeleg, băi. Dar mie-mi place cum tu citești. Nu-mi place, eu citesc ca un robot. Trebuie să citești o leacă, îți depui o leacă mai mult efort și suflet în ce citești. Sunt îndrăgostită de tine de când ai apărut în prima dată în Lara. Scuze că am fost directă. 6 minute de când a început vlogul, tu dai în sus de vreo 3 și tu pe astea cel mai interesant care le-ai găsit. Îmi place de un băiat, dar mi-e rușine să-i spun că o să facă mișto de mine. Ai avut și tu situații de asta? Nu. Nu? Nu, ba da. Deloc, ai că... Graso. Eu trebuie cred că am terminat anul școlar. Nu trebuie să citești, dacă acolo nu-i scris corect, nu trebuie să citești cum nu-i scris corect, trebuie să citești cum e corect. Toți cred că am terminat 10 ani școlar, dar eu am terminat cu 8. Dacă aud de mama am pățit-o, what? N-ai de sens, adică ai terminat 10. Am terminat școala cu 10, da, că tare o terminat cu 8. Vedeți, mă deșteaptă la mine, a? De la vârsta de 4 ani până la 7, mă scăpam în pat. Până la 7 ani? Și te râzei? Ți pare ceva de râs? Am rămas însărcinată la 16 ani și doar eu știu. Am achitat avortul din banii mei ca nimeni să nu știe. Wow. Asta e foarte trist. E trist. Hai, ce ești?
Uite, hai, citești tu și ne-a luat telefon. Lasă-i furnișile de pereți, bune. Nu, că zboară. Lasă-o, băi, în pare. Ai, furnică de zboară, măi, da? Lasă-i furnica și ea, sau și ea și ea zboară. Lasă-o, pași, zboară. Aaaa! O murit. Mi-am vopsit părul albastru și tata nu știe. Dar cum stai, dar cum și-o vopsit e părul albastru, dar tata nu știe? Și-o pus căciulă în cap pe fiecare să că-i frig afară. Dar n-are cum, n-are logică. Care logică? Dar nu poți să nu vezi părul deloc că-i vopsit albastru. Cum? Dacă te vopsești în albastru, vedeți că poți să faci ceva când te-ai vopsit? Nu. Cum? La 6 ani am mâncat spumă de ras crezând că e frișcă. Aleleu, cred că a fost gustoasă, nu? De tot așa. Tot ai mâncat spumă de ras? Mhm. Pentru astea mai interesante, da, în sus, în jos. Tu ăsta din jos le-ai citit, da, îmi dau ceva. Sunt un unicorn. Am cheltuit 1000 de lei fără ca să știi, părinți. Yes! Go! Ai cheltuit vreodată 1000 de lei într-o zi? Nu. Din banii tăi, dacă ai cheltuit vreodată 1000 de lei într-o zi. Cât ai cheltuit tu cel mai mult într-o zi? Hai, dă-ne un aproximativ. Ok, într-o lună cât mai mult cât ai cheltuit. Nu știu. Nici nu știi. Trăiesc. Eu măcar citesc cărți, duc la tine. Dar degeaba citești cărți dacă nu știi a citi din plimbor. Tu știi? Hai, ești citești. Nu-i trebuie ochelare. Până la mea cât ai citit, nu trebuie ochelare, băi, îți trebuie ochelare. Îmi place de un băiat care e rudă cu mine. Ah, nu. M-am sărutat cu vărmiu, mai mare, mai mic. S-a sărutat cu vărsul. Din cauza la eating disorder, am momente când cumpăr mâncare și ascunde tot. Da, stai, eating disorder e când nu vrei să mănânci sau când mănânci prea mult? Când nu mănânci nici, cred. Dar pe eu nu știu dacă eating disorder, poate și bambele. Nu, când nu mănânci nici. Am spart un geam și am dat vina pe fratele meu. Nici acum părinții nu știau. De atunci au trecut 4 ani. Sounds like something you would do. No! Știi și tu că ai face chestia asta dacă ai avea posibilitatea? Am plătit 200 de lei de pe cardul lui mama și ceva timp nu am aflat. Dar cum poți să plătești 200 de lei de pe card și să nu afli? Adică, uite, eu când plătesc cu cardul și tata decide să intre, să minte pe card să vadă ce am făcut cu bani, îți vede absolut top și am cheltuit. Cum poți să nu afli? Nu cu cardul lui mama. Ca și cum a cumpărat ceva cu cardul lui mama. Păi cu atât mai mult, intră la dânsa pe card. Și vede pe ce a fost cheltuit și vede că nu-s 200 de lei. Tata, eu cred că persoana care a scris e din România, deci 200 de lei ar fi echivalentul cu aproape 900. De-a noștri. Da, 1000? E lui nu, nu-i 1000. Nu-ți la 5. Nu-i la mult, la 5. Așa la școală. Ronu-i undeva 4, amule. Bine, m-a învățat la școală. Te-a învățat rău la școală. Nu-mi plac relațiile că distrug prietenii. Nu e secret, LOL. LOL. În unele cazuri chiar e așa cu relațiile, că chiar distruge mulți prietenii. Cazul tău? Dar și prietenii eu distrus în cazul meu. Că nu o distrug pe viitor. Vrei să spui că o să-mi distrug relația, prietenia cu cineva? Da. Ești sigur de ce ai zis? Da. Am făcut cartofi prăjiți și a căzut tegaie de pe aragaz pe covor și am ars covorul. Ai ajuns la covorul când faci mâncare? Nu. Am bine că bați cap? Nu. Dar stai rog frumos, dă-mi telefon. Eu nu te suport. Tu înțelegi că eu nu te suport? Cum ai ajuns așa insuportabilă? Deci cam ăsta a fost vlogul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like sau să lăsați un subscribe. Eu am fost Hugo. Ea a fost Alexandra. Dacă v-a plăcut vlogul, lăsați un comentariu. Și abonați-vă, pentru că 76... 77, omule! Peace.